află în timp ce sunt la volan despre rutele aglomerate, cele mai sigure sau unde găsesc rapid un loc de parcare. De asemenea, odată cu pandemia, a crescut dorința oamenilor de a avea o mașină personală, 55%. Da, fiți amabil. Aici prețul oficial, acel de pe ușă. Da, alea sunt mai vechi. Și șpercele câte sunt? Uitați aici. Șpercele la greutăți. Ați adăugat câte un leu sau cum? Câte doi chiar? Da, în funcție de preț. Încă nu s-au schimbat prețurile de pe... Bine, dar vă rog să schimbați, că ne păcăliți așa, nu? Poți să scriu plângere la... Asta este meniul oficial, dacă voi să... Da, acela e afișat pe ușă și m-ați păcălit, am intrat cu prețul cel am în gând, nici nu mi-a trebuit meniul când am comandat. Păi nu, v-am adus meniul. Ok, dar pe ăla vă rog să-l schimbați. Păi, noi am făcut cerere, cererea e făcută, trebuie să ajungă meniurile, nu putem să le schimbăm noi, personal. Pe astea greșete să le scoate. Să nu ne păcăliți, că noi... Nu e păcăleală, pentru că în momentul în care dumneavoastră vă așezați la masă, eu vă dau meniul la care să vă uitați, da, din care să comandați. Da, acela e din ușă, am intrat și am comandat, nici n-am avut nevoie de asta. Păi, dar nu puteți să comandați într-un restaurant fără să vă uitați în meniul pe care vă aduce ospătar. Nu pot să vorbesc cu șeful, da? Bă, da, sigur. Am văzut pe ușă un preț, am comandat produsele, văd în meniu alt preț. Da, cred că e păcăleală și nu e legal. Nu, e vorba de sunt vreo 2-3 erori cum le-au tipărit, nu au reușit să schimbe prețurile, dar noi anunțăm pe fiecare în meniu, se uită la preț. Sunt vreo două parcă modificări, la o ciorbă și nu mai știu la ce. Ciorba și cipiețele pe care le-am comandat eu două produse am comandat și am de preț diferit. Bine, o să vă dăm la, o să vă fac un discount pentru la unul e diferență de 2 lei și la unul e de 1 leu. Da, sunt la unele produse, urmează să mi le facă din nou. Am schimbat meniurile și prețurile și mai apar erori. Nu le-am verificat pe fiecare în parte și sunt 2-3 erori. Dar deci nu s-a schimbat prietul ăsta, aveți eroare de printare? Am avut eroare de printare vreo câteva produse, nu le-am verificat pe fiecare în parte. Dar deschideți geamul și cu mâna scrieți ceva acolo, ca oamenii să nu se păcălească. Până mâine o să le dau jos și vă rog să le pun pe altele noi, dar în meniu e prețul corect. O să vă dau diferența. Bine, mulțumesc. Ce mai întâmplă? De multe ori mi-au găsit și prețurile și în meniu, că pe acolo lucrează niște oameni. Mai mult sau invers. Cum? Adică nu faceți să vă păcăliți dumneavoastră, încercați să ne păcăliți pe noi. Nu, că sunt unele și mai mici, cu 50 de bani, unele de deci au uitat să le schimbe prețuri și le-a lăsat pe ăla vechi. Deci să aștepte, mi-aduce mâncare sau? Păi dacă ați comandat... Eu am comandat, dar nu știu dacă a luat comanda, pentru că m-am supărat și am zis să vină șeful. Noi acum vreau să-i transmiteți că vreau să mănânc. Noi ne cerem scuze, mai sunt și... Vă rog să-i spuneți că vreau să mănânc. Mersi. Da, acum. Mulțumesc. Nu e vina noastră, e vorba de... Aceeași comandă, nu schimb nimic. Ciopă de legume, cu chiflă și supercile. Da, vă rog, mersi. Cât am mâncat eu, au scos prețul de afară, dar subalternii m-au taxat cu prețul din meniu, nu cu ăsta de afară. Deci așa rezolvă Bistro Nord ultima oară când mănânc la ei.